Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Azi vreau să facem un unboxing împreună și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Este vorba despre o vopsea specială cu efect de lemn și imediat o să vă și spun unde o voi folosi. Este o vopsea spaniolă care, sincer, am văzut îi face reclamă foarte foarte ca lumea despre ce vorbește de ea. Monto, Madera, Electro, El Efecto. Da, scrie în spaniolă. Am luat două vopsele, bineînțeles, și o pensulă specială care tot spaniolă, care ei au recomandat-o împreună cu această vopsea. Ce vreau să fac cu această vopsea? E bine, vreau să vopsesc această ușă, ea fiind o vopsea lovitură de ciocan. Vedeți, partea de la jumate în sus este cât de cât în regulă. E bine, partea de jos pare murdară, dar nu este murdară. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Am încercat, am degrasat-o și cu diluant, cu tot, deci nu se duce. Nu, parcă nu mai are luciu, parcă nu mai are. E bine, vreau ca această ușă să o facă efect lemn cu acea vopsea, care zice că imită lemnul la perfecție, bineînțeles, cu această pensulă. Sunt curios care va fi rezultatul. Deci, după ce am pus scoci peste tot, ca să nu cumva să murdărim pereții, bineînțeles, îi dăm cu diluant. Am luat un diluant din acela de la Truții, un diluant foarte bun, și o să degrasăm toată suprafața. Recomandat e să dăm cu diluant în exces ca să luăm toate impuritățile de praf. V-am zis aici, nu știu, probabil din cauza la soare, vedeți că e curată. Și după ce o să usucă, o să facă iar așa. Din acest caz, din acest motiv, de fapt, am optat pentru această vopsea. Citind acum pe ea, este o vopsea foarte calitativă, care spune că după ce a trecut 10 minute, să trecem din nou cu pensula, așa facem, îi dăm modelul de lemn. Haideți că mă bag să o degrasez pe toate. Bine, dragi prieteni, cam așa arată vopseaua. Este destul de groasă. Haideți să încercăm un pic să vedem cum iese. Cu toate că aici am o vopsea lovitură de ciocan, sper să facă efectul acela de lemn. Menționez că e prima oară când folosesc această vopsea pe o vopsea lovitură de ciocan. Vedem ce iese. O să fac un pic prima oară tocul. V-am zis, este destul de groasă. Are un grad foarte bun, foarte bun grad de acoperire. Pe cutie zice chiar așa, dăm o mână peste tot. Adică cât ajungem și după aia, după 10 minute, ne întoarcem înapoi și dăm efectul de lemn. Haideți că mă bag la treabă să vedem ce iese. Începem de aici de sus. Pe cutie zice aproximativ după 10 minute, aproape 10 minute, de să nu ajungem la 10 minute, să o luăm din urmă iar cu trecutul cu acelaltă pensulă, să obținem efectul de lemn. Mare importanță e să dăm într-un singur sens. Am zis că e prima oară când folosesc această vopsea, o vopsea lovitură de ciocan, adică aceasta cu găuri, dar vedem cum va ieși. Menționez că e acasă la mine, deci nu fac experiență pe ușile clienților, deci e ușa mea și vreau să văd cum iese. E o vopsea lovitură de ciocan.
Haideți că fac o bucățică, să nu lungesc prea mult acest clip și revin exact când dau cu acealaltă pensulă pentru a obține efectul de lemn. Deci începem acum, după aproximativ 6-7 minute, începem și întindem vopseaua și dăm efect lemn. Trebuie să avem grijă, deci întotdeauna cât mai lung posibil și să fie regulat. Cam așa. Deci trebuie să aveți grijă ca să nu cumva să intre în tiraj, că după aia nu mai puteți să mai modelați nimic. Și pensula cu care dați să fie așa tăiată neregular. Cam așa. Acum începem din nou și facem partea de jos. La fel, bineînțeles, cu această pensulă. Deci, într-un singur sens, nu dublu așa, unul singur și începem să dăm în lung. Ca să dăm nuanța de lemn, de fapt, efectul de lemn. Eu am dat și puțin pe clanță, pentru că, pe clanță nu, pe această mască, pentru că deja avea niște pete urâte. Cam așa vine. Deci, când veniți de sus, veniți așa șterpelit, ca să nu se cunoască semnul. Când coborâți pe... Uitați, și așa obținem efectul de lemn. Hai să ne apropiem un pic aici. Ne apropiem un pic aici să vedem cum se vede. Haideți că ne băgăm în continuare și revenim. E bine, dragi prieteni, cam așa vine. Se vede foarte frumos, pot să zic, această ușă am readus-o la viață. Nu se vede textura de lemn, că nu mai se soare, dar vă asigur că se vede destul de frumos și este o experiență că merge și pe vopseaua cu lovitură de ciocan. Haideți să vă arăt și pe interior cum vine. Am desfăcut până la urmă broasca și vine cam așa. Se vede destul de în regulă. Acolo, bineînțeles, mi-a intrat puțin pe suscoci, dar o să fac cu puțin alb și aici se vede un pic mai bine pentru că este lumina acelui bec. Să vedem un pic textura mai bine, dar vă asigur că se vede foarte, foarte ok. Deci, o recomand cu încredere această vopsea pentru cine vrea să facă o calitate la orice. Cu toate că această vopsea zice că merge și pe lemn și pe peste tot, bineînțeles aici scrie în spaniolă. De aici avem un ațipit lipit care spune exact, o să puneți pauză care vrea să citească și spune că merge și pe lemn și peste tot. Da. Ce să zic, dragilor, cam asta a fost. Mie mi-a intrat aproximativ 2 cutii, deci mai am mai puțin de jumătate cutie pe această ușă. A costat în jur de 180 de lei. Două cutii, inclus transportul care a fost de 15 lei parcă. Și nimic. Cam asta a fost clipul meu pentru astăzi. Vă mulțumesc și o seară frumoasă vă doresc. La revedere!